Lacul Tâncăbești este unul dintre cele mai frumoase locuri din România. În urma unor investiții considerabile realizate de frații Parfenie, acest loc a căpătat o rezonanță aparte pentru pescarii sportivi din întreaga lume. Sunt sute de pasionați ai acestui sport care au ocazia să vadă și o altă față a țării noastre. În primul rând, echipa emisiunii noastre a dorit să afle de la frații Parfenie povestea acestui succes românesc. Istoria lacurilor Tâncăbești se scrie cu mulți ani în urmă de a ne privatiza. În anii 80, tatăl meu, care a început istoria acestui lac, pe vremea când nu se intra decât braconieri, era balta lor, venind tatăl meu aici, a reușit să pună piciorul în prag și să aducă lacurile Tâncăbești în fruntea pișicultului românești. După Revoluție, în anii 90, bineînțeles că am lucrat și noi aici la stat, și eu și fratele, după care lucruri mai ușoare, am plecat în alte părți. Bineînțeles, dragostea de aceste lacuri ne dispăru niciodată de la noi. În 98, prin forma de privatizare a SC Pescaru București, care au scos lacurile prin contracte de asociere, și legea atunci a permis celor care au lucrat la stat să li se atribuie direct. Bineînțeles că s-a început cu o producție neterminată, a fost condiție de bază, plătirea producției neterminată, estimativ ce au estimat ei la vremea aia, undeva pe la 20 de tone. Cu asta a trebuit să începem prima dată. După încă un an de zile s-a trecut la o altă formă de privatizare și respectiv vânzarea dreptului de folosință și a zonei de protecție și leasingul imobiliar. Cei care aveau contracte în derulare, deci pentru toți pașii făcuți până în prezent, legea ne-a permis celor care au lucrat la stat și care au administrat lacurile. Deci am avut condiția de bază atunci la următoarea trecere de privatizare, contract de vânzare, cumpărare și leasing imobiliar, trebuia să avem cel puțin 10% investiți noi bani din valoarea activului, ca să putem beneficia direct. Bineînțeles că am trecut cu brio și acest capitol, după care leasingul imobiliar era pe 5 ani de zile și a urmat următorul pas, concesiunea. Concesiunea în baza legii 268, care, bineînțeles, noi fiind aici și având contractul respectiv în spate, ne-a permis atribuirea directă, adică concesiune prin metoda atribuirii directe. Vreau să vă spun că toți acești ani, din 98, de când am luat și până în prezent, în fiecare an, în baza contractului de concesiune, avem o serie întreagă de investiții anuale care trebuie să făcute în baza contractului. Populări, destufizări, drumuri amenajate, apărări de mal, este o muncă enormă, nu e așa cum crede toată lumea, se bate din palme. Noi ne-am dedicat trup și suflet pentru realizarea acestui obiectiv. Nu știm ce înseamnă concedii, nu știm ce înseamnă timp liber, nu. Aici, de dimineață până seară, într-un cuvânt, nu suntem patroni, suntem condamnați la locul de muncă, mai pe românești. Da, într-adevăr, este o muncă foarte mare de a organiza un concurs și la noi de peste 8 ani de zile se organizează an de an, sunt 6, 7, 8 competiții de mare anvergură, internaționale și naționale. Ce înseamnă un concurs ca pregătire enorm de mult, prin faptul că pescuitul la crab, catch and release, într-o competiție constă într-un echipament extraordinar de mult, deplasarea trebuie făcută obligatoriu cu mașina. Pe lângă asta sunt televiziunile care vin să filmeze, trebuiesc obligatoriu salvare și poliție, asigurând și poliția și salvarea pentru a se deplasa în caz de urgențe. Deci, una peste alta, zona de protecție este obligatorie. Numai punând la
înainte de toate, pentru că prin lege zona de protecție trebuie respectată și este obligatoriu ca noi, cei care deținem bălți, să avem zona de protecție pentru în caz de orice eventualitate, braconaj, cazuri de braconaj sau vreo calamitate, cum sunt mai nou condițiile atmosferice. Într-adevăr, sunt foarte mulți care ne calcă pragul din foarte multe țări. Aș număra Franța, Spania, Germania, Italia, Liban, Iran, Irak, Republica Moldova, Turcia. Chiar sunt o parte dintre ei și abonați la noi, unde chiar ne mândrim. Și chiar se discută de aceste lacuri pe plan internațional. Și, în momentul de față, balta Tâncăbești 1, cea de competiție pentru crab mare, că de asta se bate lumea pentru a veni, este catalogată din punct de vedere a pescarilor de crab în top 10-ul bălților din Europa. Din păcate, așa cum se întâmplă la noi, în loc să fie ajutați astfel de oameni care aduc faima țării, apar tot felul de piedici. Cei care ar trebui să aplice legea sunt primii care o nesocotesc. Și în acest caz apar nume grele ale politicii românești, cum ar fi fostul prefect al capitalei, doamna Mioara Mantale. Dar să nu anticipăm. În primul rând, majoritatea proprietarilor de teren care au venit pe lângă noi aseamănă lacurile Tâncăbești cu lacul Snagov, care lacul Snagov este de domeniu public. Lacurile Tâncăbești întotdeauna au avut un profil piscicol, o amenajare piscicolă, prima investiție majoră în acest sens făcându-se încă din anii 64 de către statul român. Când spunem lac domeniu public, este primăria. Când spunem lacul Tâncăbești sau alte lacuri care sunt în administrarea, cum suntem și noi, deținători de bazine pe diguri, suntem proprietari. Deci un lac nu înseamnă doar apa. Un lac înseamnă barajul, care este cel mai important lucru. Fără baraj nu ar exista o acumulare piscicolă. Barajul este cel care ține apa. Terenul de subluciu de apă care este al statului și administratorul de fapt al lui acum este AMPA, Agenția Națională de Pescuit și Avacultură, și pe care noi avem contract de concesiune pe 49 de ani. Și zona de protecție. Zona de protecție care are un rol extrem de important și fără care nu poate exista, nu poți desfășura activitatea. Și în cazul nostru avem două bazine. Bazinul Tâncăbești 2 înseamnă zona de protecție 6 metri, iar la Tâncăbești 2, intrând la, asta este dată de legea apelor 107 din 1996, iar Tâncăbești 1 intră la anexa 2, unde, depășind volumul de apă de 1.200.000 de metri cubi, intrăm la 10 metri zone de protecție. Mai nou, noua modificare a legii 107 din 1996, intervenită la începutul acestui an din cauza inundațiilor, prevede că unda proiectată la nivelul coronamentului barajului, proiectată în teren, aia dă zona de protecție care, după caz, poate duce și la 50 de metri, în funcție de înclinația pe care o are teren. Zona de protecție, să nu se înțeleagă greșit, nu este în special pentru afacerea noastră. Zona de protecție are și, bun, sunt case cu gardul până în apă. Dacă se întâmplă ce vreau, vreun incendiu, vreun accident, pe unde intră mașinile de intervenții, salvare, pompieri și așa mai departe. Pentru noi, în mod special, înseamnă întreținerea lacului. Întreținerea lacului, pescarii, ca să-și poată desfășura activitatea și să-și ducă la bun sfârșit plăcerea lor de a pescui, trebuie neapărat zone de protecție și nu că vrem noi, este dată clar prin lege. Această zonă de protecție înseamnă o investiție majoră pentru noi. Gândiți-vă ce înseamnă 2 km de drum excavat, cilindrat, piatră, două straturi de piatră și iară cilindrat. Deci o investiție numai
În 2008, 50.000 de euro ne-a costat numai drum. Numai pe malul drept al lacului, pe malul stâng existând de drum, dar în fiecare an obligații contractuale în baza contractului de concesiune, reamenajarea căilor de acces.